Când m-am pregătit, atâta ghid din 5 dăcot lifnei și da. Când m-am pregătit pentru această prezentare, am văzut la internet că multe școli internat din România se închid și au început să dispară. Dispară, se spune? Se dispară. Ok. Și structurile lor sunt transformate între tot felul de lucruri. Sunt transformate în apartamente sociale, sunt transformate în tot felul de lucruri, dar nu internate. Și cele care, centrele de plasament și internatele care rămân, se vor transforma în un scurt timp, încet, între case de tip familial. Și am înțeles că asta e un trend acum în România foarte... Este lege. Este lege. N-am știut că este lege. Ok, mulțumesc. Și ce să facem? Am avut norocul și onoarea de a face un proces exact de transformare de un internat la casă de tip familial. Și vreau să vă povestesc despre aceasta. Între anii 2003 și 2007 am avut onoarea să servesc în calitate de director general într-unul dintre satele de tineret din Israel. Florica, cât mai vorbesc mai mult, așa știu mai mult. La sfârșitul zilei o să știu să vorbesc. Și vă rog să vă mulțumesc pentru cordialitatea dumneavoastră. Este foarte, foarte plăcută. Mă simt acasă. Amen. În limba ebraică, am fost directorul satului de tineret Hadassah Neurim. Hadassah Neurim este unul dintre satele de tineret cele mai mari din Israel. Și am avut onoarea de a fi director general. În ebraică, Neurim însemnează tineret. Dar Neurim însemnează și scuturări. Și nu este din greșeală. Nu e din greșeală, pentru că acest loc a servit pentru mulți ani un loc unde se scutura tinerii. Se scutura bine, să înțeleagă ce este important, ce nu este important, ce trebuie să facă, unde trebuie să meargă, așa că o să reușească în viață. Când am venit la campus, în anul 2003, campusul a avut 520 de elevi, 260 au fost externi, adică veneau zilnic cu autobuse din localitățile din împrejurime și plecau la sfârșitul zilei, plecau acasă. Ăștia erau elevi externi. 200 au fost la internat. Aceștia provenind din familii mai mult dezavantajate și mai departe, adică locuiau la internat și plecau acasă, dacă aveau o casă, plecau acasă o dată, două, trei săptămâni pentru sfârșit, pentru un weekend. Și am avut încă vreo 60 de elevi la internat, care erau deja de 18 la 22, erau studenți la un colegiu tehnologic unde se învăța mechanics, electronics, all kinds of things. Și aveam 143 de membri cadrului educativ. Trebuie să spun că în trecutul, cadrul educativ avea mai mult de 200 de membri
și satul a fost în, avea greutăți serioase, economice, financiare, etc. Și în anii înainte de, de când am venit în calitate de rector, au fost trimis acasă 75 de profesori și cadru educativ. Și a fost foarte traumatic pentru satul. V-am spus povestea asta pentru că trebuie să înțelegeți la ce situație am ajuns. Copiii din sat, profilul elevilor, a fost 10% sabras, născuți în Israel, 10%, 20% născuți în Etiopia, emigranți din Etiopia, 70% emigranți din Uniunea Sovietică anterioară. 55% aveau dizabilități de învățare serioase. Serioase. De tot felul. Și ei veneau toți din familii dezavantajate, mononucleare, cum ați văzut, imigranți. Nu erau copii care au fost luați din familie pe lege, erau copii care erau candidați, au vrut să vină să aibă o oportunitate mai bună de viață, așa că internatele altea sunt internatele care, cum în România, sunt internate unde legea ia copilul din casă, dacă este o casă sau din stradă, și îl pune într-un internat. Asta nu a fost cazul la mine. Înainte de transformare, școala internat a fost împărțită în grupuri de 40 de elevi. În fiecare grup era un educator, doi educatori pe 40 de elevi, dar ei lucrau în rânduri. Unul dimineața, unul după masă. Adică, de fapt, lucrau unul în față de 40 de copii problematici. Ok? Asta e o provocare fantastică. Au fost multe, multe probleme disciplinare, violență, vagabondaj, vandalism. Noaptea era ziua și ziua era noapte. Nu plecau la școală. Școala este 20 de metri. Dar nu plecau la școală pentru că erau obosiți, pentru că toată noaptea se plimbau. Este mai interesant să, când ai 15 ani, 16 ani și sunt fete frumoase, este mai interesant să faci alte lucruri decât să dorm. Noaptea ultima nu am putut să mă îndormesc. Dar din alte cauze am fost foarte emoționat. Rezultatele academice au fost foarte scăzute. A fost o supraîncărcare foarte grea pe personalul didactic și personalul nu credea în sine. Ei, personalul, profesorii, educatorii, terapeutii, nu credeau în capabilitatea lor de a reuși, de a transforma viața copiilor. Și așa că nu este de minune că nu reușeau. Dacă nu crezi, dacă crezi că ăștia sunt proști, sunt răi, sunt vagabonzi, nu ai nicio șansă. Așa că problema cea mai mare nu a fost copiii. Problema cea mai mare a fost echipa. Au fost, lăsat cum am spus, au fost probleme bugetare foarte grele, foarte mari. 75 de oameni au fost, they were fired.
concepeați, ei făceau au blocat satul este lângă the biggest road in Romania, in Israel. The biggest highway. Cea mai mare autostradă. Lucrătorii au blocat autostrada și făceau greve. Ok? Așa că asta a fost personalul cu care am început să lucrez. Când am venit, prima săptămână, am patrulat satul la zi, dar mai încă la noapte. Toată noaptea. Și vorbeam cu copiii. Fiecare copil ieșea cu un radio, două fete, la ora 3 la noapte. Unde plec? Vreau să-i dau radioul la ăla, sau la ăla. Deci acasă, merge acasă. Toată noaptea. Așa o săptămână. Și erau numai doi educatori toată noaptea, care făceau asta pentru câțiva ani. Zero results, rezultate non-existente. Și după o săptămână, când eu eram 24 de ore, au venit the elder, the old staff. Vechii, cei mai bătrâni, au venit bătrânii satului și au spus: domnul colonel, spuneți ce vreți. Pentru că au văzut că eu sunt serios. Și că nu, I don't care, câte zile trebuie să patrulez 24 de ore, o să-l fac. După o săptămână au spus: puneți ce vreți. Și noi facem. Am spus: ok, toți copiii se culcă la 10, la 7 de mic dejunuț, la 8 în școală. Toți copiii. Așa am început. În programul de intervenție am trebuit să concediez 3-4 directori cei mai mari, școala, internatul, administrația și încă unul, cei mai principal, pentru că nu credeau în potenția lor, în capabilitatea lor de a face ceva. Nu pot să câștigi nimic cu așa o echipă. Le-am concediat, am adus alți și am început să am propus și am implementat multe, o serie de intervenții economice, educaționale, administrative și de altă natură. De altă natură este că am concediat câțiva oameni. Și pentru a schimba situația din campus, am început multe programe de intervenție. Am format diferite centre de excelență. V-am dat deja un exemplu. Dacă cunoașteți efectul Halo, efectul Halo este uzat în tot felul de conotații, da? Efectul Halo, în conotația aceasta, a fost că dacă un copil reușește la matematică, o să reușească în chimie. Dacă reușește în educație fizică și se face cineva, o să reușească în altceva. Ăsta a fost efectul prim. Și am făcut multe centre de excelență în care copiii să aibă o oportunitate de reușire. Și nu era important ce este domeniul. Nu e important. Deloc.
să fie Biblia, să fie atletismul, să fie muzica, să fie în antreprenoriat social sau business. Nu este important. Ce este important? Că este oportunitate, este cineva care încrede și îl suportează și copilul reușește. Asta e toată povestea. Și unul dintre acestea centre de excelență a fost Centrul de Atletism pentru Dezvoltarea Fiderătului Sportiv, un centru național de atletică. Acești copii, 70% din Uniunea Sovietică, toți atleți. Cei din Etiopia, toți maratoniști. Cei din Israel, așa că prin sport, ce ne dă sportul? Sportul ne dă un orariu, ne dă o dietă, ne dă o disciplină. Ce mai trebuie? Nimic. Să mergem, we need to run, that's all. Am deschis un centru de artă, o școală de artă și o turnătorie. De ce? Pentru că a fost o oportunitate. Nu a fost niciun rațional specific, a fost o oportunitate. O școală căuta un loc. Și noi aveam loc, pentru că satul acesta a fost, înainte, cu 20 de ani, a avut 1400 de elevi. Și cu timpul s-a deteriorat și a avut mult loc liber și clădirile au fost dărăpânate. Nu m-am uitat. Și făceam ceva pentru a to bring in, pentru a aduce sânc nou. Aveam clădiri, le-am închiriat, clădirile nu erau dărăpânate, nu se putea să intre și să facă lucruri rele, și clădirile acestea they brought, au adus, mulțumesc, au adus oportunități, oameni, lucruri frumoase și bani. Le-am închiriat, ei plăteau. Și ei plăteau, i-am spus, dacă vreți să fiți la nostru, la satul nostru, trebuie să faceți câteva lucruri. Unu, plăteți chiria. Doi, faceți un sat frumos. Sculpturi aici, sculpturi acolo, vopsiți aici, vopsiți acolo, fără bani. Și lucrați minimum cu elevii noștri. Fiecare din profesori, 5 elevi. La turnătorie, la artă, la sculptură. Nu este important la ce. Este important că ai un adult care crede în tine, vorbești cu el, cineva vorbește cu tine, în sfârșit, cineva te ascultă. Cel mai mare challenge, cea mai mare provocare este că acești copii se simt neascultați. Nobody hears them. Cineva te ascultă, cineva te ajută. Și am ridicat bani. Ei dau renta, chiria și am renovat multe dintre clădirile, ne-am închiriat, am adus un centru de judo, un centru de arte marțiale, ei aduceau elevii lor din toate satele și orașele, pentru că am adus campionul olimpic de judo
Iona Melnik, campion olimpic, gold, aur. Și toată lumea vrea să facă judo cu Iona Melnik. Și am adus arte marțiale alte. Și toată lumea vrea să vină. Și acum copiii noștri cunoșteau și copiii normali. Și puteau să vorbească cu ei. Puteau să vorbească cu ei. Și vorbeau cu ei într-o limbă nouă. Limba artelor marțiale, care este o limbă de respect, patience, răbdare. Înțelegeți? Știți? Nimeni nu vorbea cu ei așa înainte. Am făcut o fabrică, am deschis o fabrică pentru bijuterii, unde copiii fabricau bijuteriile, all kinds of simple things. Dar eu erau directori, ei lucrau acolo și primeau salariu adevărat la buzunar și aveau stimă de sine. Îl întrebai pe unul dintre acești elevi, ce ești tu, domnule? Îmi spunea, eu sunt directorul de marketing. Când a fost el ultima dată în viața sa un director? Și un director de marketing. Așa, acum că el a fost director de marketing, i-am dat un mentor de marketing și îl învăța cum se face marketing. Și copilul făcea marketing și după câteva săptămâni avea un timp, o echipă de marketing și făceau Facebook, LinkedIn, Twitter, toată povestea. Și acum ei aduceau clienți. Și ce poate să fie mai bine, mai frumos? Și ei au învățat tot felul de meserii. Ok? Și atunci am făcut un plan de intervenție. Unul dintre planurile cele mai importante a fost o intervenție la internat. Eu am înțeles foarte... Am venit din armată. Înainte cu... Atunci a fost 2003, în 99, 4... Nu, în 97. 7-8 ani înainte am lăsat armata, după 22 de ani. Și știți, poți să scoți omul din armată, dar nu poți să scoți armata din omul. Așa că le-am făcut un pic de armată. Copiii aceștia trebuie să aibă, și copiii și profesorii, trebuie să au disciplină, borders, granițe foarte clare. Nu trebuie să fie foarte grele sau rea, ok? Rău. Dar clare. Și eu am spus. Violența? Niet. Vagabondaj? Niet. Nu plecem la școală? Niet. De evreic? Lo. În evreică? Lo, lo, lo. Ma ken? What yes? Învățare, încercare, activitate, antreprenor, ok? Dar am înțeles că este imposibil pentru un membru de cadru față 40 de copii, este imposibil să dai o atenție personală. Și acești copii, ce îi lipsește cel mai mult, stima de sine, dar atenție personală și o atenție familiară, părințească. Dacă este ok să se spună parentală. Okay. Așa, și ce am făcut? Am, ca un român bun, sper că mă scuzați glumea,
ca un român bun, am furat. Când am fost în România, am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă, foarte bună. Și, dar în acest caz, sau în cel caz, eu eram un jid în... Ok? Când am plecat la Israel, am devenit un român furător. Hot. Asta sunt numai glume și... am furat. Ce am furat? Am furat knowledge. Cunoștințe. Am plecat la toate satele de tineret din Israel, care lucrau cu case de tip familie. A fost bun, am furat. A fost bun, am furat. Nu a fost bun, am lăsat. Și am luat cu mine tot cadrul major, tot stafful cel mai înalt, cel mai ridicat, directorul nou de școală și directorul nou de internat și directorul și ofițerul de securitate și de îngrijire și stafful social, atenția socială și terapeutică. Și toată lumea. Și am spus. Ajungem la un sat, am făcut așa poate 10 vizite. Fiecare săptămână, 2 vizite. Plecam la un sat, făceam ca hunii, ca tatarii, aici, acolo, fiecare cu partenerul său, directorul de școală cu directorul de școală, directorul de internat cu directoarea de internat, și așa. Și făceam o ziua, după o ziua făceam o conferință mică, ce am învățat? Asta. Ok, plecam acasă, după 2-3 zile, ce am învățat? Asta. Ce vrem să facem la noi? Asta nu, asta da. Ok. Și după 3 luni am venit cu un plan. Și am spus, vreau să fac case de tip familial. Și asta am făcut. A trebuit să facem o reducere în numărul elevilor, așa că am făcut maximum 16 elevi la un grup educativ cu 2 părinți adevărați. O familie cu copiii lor. Și le-am băgat în mijlocul internatului. Internatului, o să vedeți, au 2 etaje. În fiecare etaj erau 12-13 camere. Am luat 4-5 camere. Le-am reorganizat, transformat între locuințe. Și numai o ușă era diferența dintre locuința mea ca o familie normală, cu copii mici, mari, băieți, fete, și numai o ușă era diferența dintre ei și celelalți copii, 16-10 la 16 copii. Am schimbat orariul. Dimineață, mic dejun și masa de seară mâncam la casa de familie. Ca o familie normală. Acești copii nu au avut niciodată o familie normală. Ca o familie normală. Tata este aici, mămica este aici, copiii sunt aici, toți copiii sunt aici. Ce noi mâncăm? Ei mâncă. Educatorii anterior erau 2 pe 40, 1 pe 1, și când terminau slujba, la 4 sau la 5 sau la 8 sau la 10, plecau acasă, în un alt oraș. Și nu știau ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. Era un loc de lucru. Aici acum a fost casa lor. Și am făcut
un model în care le-am interviuat într-un mod special și au trebuit să facă tot felul de examene și când le-am găsit bun pentru noi, i-am luat și i-am pus în casă. Și aveau 3 copii, 4 copii, 2 copii și încă 16. 2. Toată ziua, toată noaptea. Nu trebuia să patrulam, pentru că dacă ești la casă și cineva pune radio sau tape-ul sau CD, volume 75, spui, alo, vreau să dorm, trebuie să dorm, și tu trebuie să dorm. Ok? Și dacă trebuia, când au început să doarme, au început să se scoală în timp și cu energie și au început să meargă la școală și au început să aibă rezultate. Că dacă nu mergi la școală, nu ai rezultate. Dacă nu te scoli dimineața, nu ajungi la școală. Și așa am făcut am însoțit tot procesul acesta cu o cercetare științifică. I don't want to punish you. Da. Nu vreau să vă pedepsesc cu toate rezultatele, așa că o să vă dau numai puține. Asta a fost o casă de tip familial. Și în fiecare casă am pus, asta a fost o cameră, toate casele, toate camerele au fost renovate. La urmă, la urmă, la urmă este mai ieftin. Mult mai ieftin. Mult mai ieftin. În fiecare cameră am pus, în fiecare grup am pus un spălător, spălător și mașină de spălat, mașină de uscare. Da, mulțumesc. Am pus un colț cu internet, am pus un colț cu câteva computer. Prânzul from a concept, din concept social, am făcut toți împreună. Pentru că este foarte important să-i vezi și pe celelalți și să fii cu toți membrii din internatul, cu toți profesorii, cu directorul satului, fiecare prânz, Shabbat dinner cu directorul satului, ca o familie mare. Familii mici într-o familie mare. Și am înțeles că ce este mai drag este mai ieftin. Și ce este mai ieftin, la urmă, este mai drag. Așa că am făcut ce a fost opțional pentru copii și după apoi am găsit fondurile. Și dacă vreți, se poate. După 4 luni am avut familii locuiau acolo, am avut 6 grupe, 6 grupe familiale, de tip familial. Am avut copii fericiți, am avut copii care dorm la noapte și învață la ziua. Rezultatele au crescut cu 45%, rezultatele academice, 45% la anul prim, la primul an. Și am avut 0 vagabondaj, aproape 0 droguri
Am avut câteva provocatori. Provocări. Am avut câteva provocări în sexual behavior, dar au fost mult mai puțin decât înaintea. Acum eu am crezut și mai cred și astăzi că asta o să se întâmple în orice caz. Ai copii, băieți și fete la vârsta 16-17. O să se întâmple în orice caz. Eu prefer să se întâmple în un loc clean, curat, secure, în securitate și cu în căvod, cu respect. Și nu să se ascunde undeva într-un loc murdărit, în mijlocul noaptei și să fie în pericol de toate felul de prostii. Și am avut mult mai puține provocări de acest tip decât aveam înainte. Vreau să vă arăt câteva rezultate. Încă câteva vorbe, dar cred că ați înțeles. Astea sunt avantajele casele de tip copil, de tip familie, înțelegeți foarte bine, este simplu. Poți să dați o atenție caldă, personală. Este o alternativă excelentă pentru cei care nu au experiențat o viață de familie normală. Și cadrul de educație, terapie și îmbucățire are o varietate de programe care nu au fost înainte. După 3 ani am văzut o reducere semnificativă a toate problemelor comportamentale, o creștere a nivelului de realizări academice, o creștere a satisfacției personale și a bunăstării personale. Am făcut acum filmul. Roxana, te rog. Vă arăt un film de 3 minute în engleză ca să vă puteți plimba în casele de tip familie. And think that it's a beautiful project. I hope that you will join us
and raising some more funds so that all the kids of the Emoriel will be in Mishpachtonim. Thank you. Mulțumesc. Fondul. Și atunci am mai făcut încă unul și încă unul și... Că de putete în viu, mulțumesc. Metoda de cercetare. Vreau să o fac foarte scurt. Am făcut... astea au fost grupele de cercetare. Am avut 150 de participanți, dintre 260, inclusiv colegiul. Ăștia au fost copiii noi în case de tip familie care nu au cunoscut altceva. Au venit noi la sat, au intrat în case de tip familie. Ăștia au fost veterani care au schimbat la case de tip familie, dar cunoșteau cele două metode. Metoda veche, care a fost, și metoda nouă. Și așa, extern. Și am avut 23 de absolvenți care au lăsat satul înainte că am făcut transformarea. Așa că ei erau grupa de control. Și ce am găsit? Am găsit. Astea au fost variabilele. Toate acestea sunt chestionari științifici, rotor, locus of control, self-belief, meaning of life, and opinia funcțională de către personal. Și ce am găsit? Am găsit următoarele rezultate. Am găsit relații pozitive semnificative între durata învățământului, cât mai mult ai învățat, așa a fost autoraportul ce ai raportat despre adaptare și așa s-au îmbunătățit opiniile funcționale ale personalului. Elevii din casele de tip familial arată locus of control, locul controlului cel mai ridicat dintre toate grupele. Grupele au fost case de tip familial, grupuri obișnuite și elevi externi. Elevii din casele de tip familial au obținut scorurile cele mai înălțite la școală, bineînțeles. Și au avut cele mai mari scoruri la chestionarul sensul vieții, meaning of life. Elevii din casele de tip familial au o imagine de sine mai bună decât alte grupuri de cercetare. You don't have to be smart, it's obvious. Dacă dai ce am dat, primești ce am primit. Locul de control mai ridicat, scorurile mai înalte, imagine de sine mai bună. În concluzie, și ceva foarte interesant, bineînțeles că casele de tip familial au avut o imagine mai bine de sine și au fost înviați de toți alții elevi. Toată lumea vrea să fie... Am creat o problemă nouă. Toată lumea vrea casa de tip familie. Dar nu este... doesn't make sense. Vreți să fie învățători, educatori lângă tine? Nu. Vreți să-ți spună la noapte să pleci să dormi? Nu. Vrei să te scoală la 7? Nu. Dar copiii vreau granițe. Trebuie granițe. Și au primit atât de bun că au înțeles. Foarte repede. Ceva foarte interesant a fost că fetele... Ups. Fetele să mai conștiu mucioasă. Roxana, I need your help. Can you bring back to the wall? Mulțumesc frumos. Ce-ați spus? Fetele să mai conștiu mucioasă. Da. Așa că fetele au avut scoruri mai înalte în toate dimensiunile decât băieții.
Pentru că fetele sunt mai bune. Nu știu dacă mă întrebați ce a făcut diferența, dacă este case de transformarea la case de tip familial sau leadership-ul unei echipe care a început să facă ordine, să încrede în sine, să-i spune la elevi ce trebuie să facem, ce o să facem, cum o să facem și care îi ascultă, nu știu cine dintre doi a făcut diferența. După 12 ani, cred că al doilea este adevărat. Nu este important ce faci, dacă faci. Ok? Vă mulțumesc foarte frumos! Ok. Facem pauză? Da. Ok. Pauză? Ce acesta este subiectul al treilea din cinci care o să facem până la noapte. Nu. Asta e a treia și ultima prezentare. Vă mulțumesc! Ați fost foarte curajoși și așa că și ați supraviețuit până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Ultima prezentare va fi mai ușoară și mai distractivă și mai colaborativă. Și sper că o să fie utilă. Cred că puteți deja vede că este un link între cele trei subiecte și dacă le punem de iahad, împreună, mulțumesc, fac sens. Nu e toată povestea, toată povestea e mai lungă. Dar aceste trei elemente fac sens. Cred că cunoașteți acest proverb. Da. Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Însă când doi se ceartă, lasă pe al treilea să fie între ei, spun înțelepții. Eu sper că noi o să fim cei mai înțelepți din povestea aceasta. Și vreau să spun că rezolvarea conflictelor necesită abilități de comunicare. Una dintre aceste abilități este arta de a pune întrebări. Noi toți știm cum să spunem, cum să dăm ordine, cum să comandăm, cum să strigăm, dar nu sunt sigur că știm cum să ascultăm, cum să întrebăm și atunci să ascultăm încă o dată pentru un răspuns. Și eu o numesc artă pentru că necesită o sensibilitate, o mulțime de conștientizare și o navigare foarte inteligentă în timpul conversației și în timpul relațiilor. Înțelegeți, bineînțeles, că asta e numai o gustare mică de un domeniu foarte mare care se cheamă comunicare eficientă, din care arta de a pune întrebări este numai una. Ascultarea activă este încă una. Rezolvarea conflictelor este o poveste încă mai complicată. Și fiecare de aceste subiecte merită o prelegere sau o zi de workshop. Dar nu avem timp. Trebuie să plecăm la Israel în două zile. Florica nu are timp, așa că trebuie să plec. În calitate de manager și, în special, ca manager educațional,
Și, dar nu mai puțin și acasă, și la stradă, ne aflăm adesea într-o situație în care suntem mediatori. Ok? Și asta se poate fi între membrii de, ai personalului, între elevi, cu soția, sau între copii. Noi ce vrem în aceste cazuri este mai important, mai mult important să împuternicim cele două părți ale conflictului, este mai important decât să rezolvăm conflictul însuși. Ok? Că dacă rezolvăm conflictul, nu am dat knowledge and skills. Cunoaștere și abilități pentru conflictul următor. Și ca educator, ca profesor, ca oameni de educație, este mai important să dăm utile, chelim? Informații. Nu, nu. Să dăm tools, tools. Unete, instrumente. Mai mult să îi învățăm să pescuiască, pescuiască, să pescuiască. Am știut, dar am spus așa. Este mai important să știe cum să pescuiască decât să are pești. Peștii se termină într-o zi. Chiar dacă sunt păstrări din criș. Recomandările și sugestiile nu fac treaba. Cine știe să facă recomandări? Nu. Cine nu știe să facă recomandări? Cine nu are nicio sugestie? Toată lumea are sugestii. Trebuie să facă așa, trebuie să facă așa, și de ce nu faceți așa, și de ce nu faceți așa, a trebuit să fie mai înalt, mai scurt, mâine, ieri. Dar sugestii și recomandări nu împuternicesc parte de conflict. Ok? Și asta ne aduce în sindromul salvatorului. Sindromul salvatorului este simplu. Sindromul salvatorului este credința că mediatorul știe mai bine ce este bun la cei doi copii, la cei doi elevi, la cei doi profesori. E directorul satului de tineret, directorul casei de copii, profesoara la școală, directorul de școală știe mai bine ce este mai bun la profesoara asta și la elevul acesta. Și el o să salve, o să le salve. El da soluția, tu faci așa, tu faci așa, shalom. Shalom este la revedere. Dar problema este că sindromul salvatorului este cel mai mare obstacol în sprijinirea altora în rezolvarea conflictelor sale. Rezolvarea conflictelor necesită utilizarea unor întrebări de adevărat deschise. Și necesită întrebări care sunt generatoare de creativitate. Întrebări care sunt generatoare de creativitate sunt întrebările deschise. Întrebarea deschisă este o parte într-un ciclu foarte important de întrebare, ascultare, sumarizare, întrebare. Ce facem în mai multe caze? Întrebări. Nu ascultăm, nu sumarizăm, and we don't apply. Nu aplicăm. Atunci, de ce întrebăm? De ce ai făcut asta?
Pentru că mama mea a spus să arăpa tatăl mai bătut. Dacă nu ești atent, am vorbit ieri despre atențiune, dacă nu ești atent ce cineva a răspundit, it's worth nothing. Întrebarea deschisă. Asta înseamnă că utilizăm întrebări deschise pentru a scoate de la cei care se se confruntă ideile lor proprii de cum se poate rezolva conflictul. De unde știu dacă ăsta are un conflict așa, ăsta un conflict așa, ăla un conflict așa? De unde știu toate răspunsurile? Nu știu. Dar ei știu. Dacă Florica și Daniel au un conflict, ea știe ceea ce vrea, el știe ceea ce vrea, împreună o să găsesc soluția. Eu trebuie numai să le ajut. Numai să le ajut. Ce este diferența dintre o închebare deschisă și una închisă? Da. Doamne? Întrebarea închisă nu se așteaptă de un răspuns, ok, sau răspunsul este da sau nu. Vreți să mergeți acasă? Da. Nu. Dar dacă întreb ce mai vreți să discutăm acum, o să au mai multe posibilități. Și oamenii o să vorbească, nu numai da și nu. Dacă el spune da sau nu, n-am învățat nimic. Dacă ce a fost exemplu cu Elisabeta ieri? Cu pelinca. Am avut prânz. Și am glumat. Și a spus Daniel la Elisabeta, vrei o pelinca? Și a spus, nu vreau singur. Și a spus Daniel, da, înțeleg că este cald. Ea a spus, nu vreau singur. Vreau cu tine, cu Nahum, cu Florica. Trebuie să ascultăm. Pentru că este informația importantă în răspunsul. O întrebare deschisă are aceste posibilități. Care din aceste posibilități este cea mai periculoasă? Why? Foarte bine. Daniel, trebuie să-i dai două certificate. Da, poți să spui de ce? Încă o... Fiindcă oamenii tind să raționalizeze atunci când au fost întrebați de ce, adică să justifice propria poziție. Și numai aceasta, da? Ce? E de cum ești cu la de-aia, știi, să răspundi. Ok. Pot să fii și dumneavoastră. Dacă întrebăm why, de ce, people go into defense. De ce n-ai venit acasă? De ce ai furat? De ce ai făcut asta? De ce? Așa că trebuie să fim foarte conștienți cu întrebarea why. Dar celelalte chestiuni sunt foarte bune. Pentru că ei deschid conversația, discursul. Ok. Vreau să dau un efect. Nu, sunt încă înainte. În multe conflicturi, și mediatorul intră într-o luptă cu partenerul. Noi vrem să creăm o soluție nouă. Eu vreau 3, tu vrei 5. Răspunsul nu e 4.
Poate că răspunsul e 4 jumate sau 3 jumate sau ceva altfel ce facem împreună. Dar nu e necesar în mijlocul ce dumneavoastră ați spus și ce eu am spus. Ok? Foarte important. Așa. O întrebare deschisă. Dacă avem doi colegi sau doi elevi care unul nu vrea să vorbească cu celălalt, este existent? În loc să spunem vorbiți, aduci fratele, aduci mămica, o să ascult pe primul, o să ascult pe doilea, o să vă spun ce trebuie să face, vorbiți. Dacă ne întrebăm în ce alte moduri pot să comunicezi, să poți a comunica, ok, pot să-i scriu un text. Ok. Pot să îi scriu o scrisoare. Pot să îl I can ask his brother, my brother, to talk to him. Okay. Îl pot ruga pe fratele meu, pe prietenul meu, pe prietena mea, să-i spună ceva. Pentru că ei sunt prieteni buni, dacă ea spună o vorbă bună, deja suntem în cale bună. Nu exact intermediare, este un ajutor. Așa. Intermediare este ce am spus în multe caze, este eu vreau 5, tu vrei 3, intermediare este 4. Nu. Nu necesar. Ok. O întrebare nu așa de bună. Ai încercat să-i scrii? Dacă îl întreb, ai încercat să scrii, i-am furat oportunitatea de a da răspunsul său. Răspunsul său este întotdeauna mai bun decât răspunsul meu. Cum am spus la dimineață, dacă vă aduceți aminte, a fost dimineață astăzi, a fost aici Elizabeta și am spus, dacă vrea să fie maratonistă, trebuie să facă așa și așa și așa și așa, nu? Poate că ea trebuie să facă altceva din tot. Ok? Așa că asta nu e o întrebare foarte bună. Și asta nu e, de asemenea, nu e o întrebare mai bună. Ok? Ce întrebări puteți să mai pune în situația pe care am spus? Asta nu vreau să vorbesc cu asta. Please. Ce? Ce s-a întâmplat este it's quite close to why. Ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat nu e așa de bun. E bun, dar nu așa de bun. Alte întrebări. Cum ați ajuns la conflict? Este un pic similar. Ce vrei să se întâmple? Ok? Ce vrei să se întâmple? Cum? Ok. Ok. Cum putem să... După ce am întrebat ce vrei să se întâmple, eu vreau să el vorbește, să-mi spune... I apologize. Iartă-mă, scuze-mă. Ok. Cum pot să creez o situație în care el se scuză? Ok? Asta deja începe un ciclu întreg de gândire care nu este acolo când de ce ai făcut, faci asta. Asta este un începe un proces de gândire nou. Cum? Când? Ok. Și nu vrem să le robăm, să le furăm proprietatea despre conflict. Conflictul este al lor. Ok? Nu al nostru.
conflictul este al lor. Ei trebuie să rezolve conflictul. Dacă noi luăm responsabilitatea pe conflict la noi, nu îl facem serviciu educativ bun. Înțelegeți de ce, da? Sunt oameni care spună că nu-i niciun rău, nu-i niciun rău să spunem de ce să nu aduci fratele tău, etc. Dar încă o dată, noi am furat responsabilitatea pe situația din participanță. Pentru că asta prezumă că avem, că ei au o incapabilitate. Incapabilitate. Noi știm ce este răspunsul, ei nu știu nimic. Ei știu foarte, foarte bine, ei știu ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cum se poate rezolva, ei știu. Trebuie să dăm un șansă. Dacă noi dăm o soluție, poate că, ca în exemplul de maraton, nu este o soluție potrivită. Nu e potrivită pentru ea sau pentru el. Dar soluția pe care ei o să-l dau, este soluția potrivită pentru ei. Și dacă ei o dau, ei o să fiu mai mari, mai împuterniciți. Ok? Dacă noi sugestăm o soluție, A, se poate că să spună, ok, dar atunci eu sunt responsabil. Și dacă nu merge, eu sunt responsabil. Mi-ai spus să merg la primar și să-i spui, îmi pare rău că ți-am that I threw a rock into your window. Și nu am mers. Am plecat, am spus, vă rog să mă scuzați și m-am pus în pușcărie. Problema este a mea. Pentru că eu am sugestat soluția. În celălalt caz, spune, nu. Eu nu merg la primar. Nu spun nimic. Faci ce vrei. Nu spun nimic. Și atunci are o problemă. Că persoana în care au dat credință, le-a sugestat o sugestie care nu este bună și ei au așa încă o problemă de a zice nu. Ok? Eu am vrut să eu îl ajut. Dar acum eu au încă o problemă că trebuie să spună nu. Domnule, nu. Ce ne-ai spus nu-i bun. Și atunci au încă un conflict. Întrebarea deschisă nu are aceste probleme. Asta am înțeles. Ok. Sunt cei care vă întreabă și ce spuneți dacă ei nu știu să rezolvă conflictul? Și atunci este o capcană. De unde am scoțit cuvântul ăsta? Este o capcană, încă o dată, de sindromul salvatorului. Ok? Ei știu. Trebuie să le... We need to trust them. Dacă nu găsesc o soluție astăzi, vor găsi o soluție mai bună mâine. Și este mai bine să ei găsească una mâine decât să-i dau una astăzi. Tot ce trebuie să fac, să nu își sparge unul la altul capul, astăzi. Pe mâine este o ziua nouă. Este important să nu we don't judge. Să nu judecăm. Este important să nu judecăm. Asta e tot ce poți să spui? Nu. A făcut efort mare.
a spus ce vrea, a spus ce poate să face, a spus ce poate fi soluția, nu începem cu judecări. I wanted more from you. Sunt dezolat, sunt... I'm disappointed. Dezamăgit. Ok. Nu direcționăm. Știți? Puteți să merge acolo și puteți să faci acolo, poate, nu direcționăm. Nu spunem care este direcția. De nici alt mod nu o să merge. Nu merge. Numai în modul acesta. E, dacă am întrebat cum și copilul a spus, pot să-l întreb frate, să rog fratele meu să vorbească cu el? Cum continuăm? Ok. Când pot să-l întreb? Încă o chestie, o întrebare deschisă. Nu, foarte bine. Acum, mâine, astăzi seara. Nu, ok. Tu spune, când ești pregătit să se face? Când? Cum poți să-l faci? Bă, eu pot să-l sunez la telefon, eu pot să-l scriu ceva, pot să nu știu ce. Ok. Dar cu întrebările deschise îl fac mai mult și mai mult relevant. Mai mult și mai mult concret. Acestea sunt chestiunile și asta e ceea ce vrem să se întâmple. Asta nu e bine. Când o să vorbești cu fratele, asta e bine. Dacă spun, a, mâine? Ok, mâine. La 7 îl sun, ai vorbit cu el? Nu. Soluția este lor, timpul este lor, rezultatul este lor. Pot să îl întreb într-un mod deschis, deci vorbești cu fratele tău și ce crezi că o să fie pasul următor? Deja gândim în viitor. Oamenii care sunt în conflict, o să puteți verifica. Oamenii care sunt în conflict nu gândesc pe viitor. Nu pot să gândesc pe viitor, pentru că gândirea pe viitor este la frontal cortex. Și behavior, comportamentul violent, confrontamental, este aici. Când facem violență, nu gândim, nu putem plana. Ok? Așa că, dacă îl întreb o întrebare deschisă, încep să stopez procesul acesta și întreb procesul acesta. Ok, fratele tău o să vină și o să vorbească cu tine, bla 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 bla, și ce crezi că o să se întâmple în o săptămână de acum? În o săptămână de acum? Se poate așa și așa și așa. Ok, și dacă se întâmplă așa, ce facem? Ce facem? Deja el gândește cu o săptămână înainte. Cei care fac bătaia, acum, aici, nu se gândesc de încă 5 minute. După 5 minute sunt la jandarmerie și îi spun, de ce am făcut asta? De ce nu m-am gândit? De ce s-a întâmplat aceasta? Ok? Mai bine este dacă răspunsul vine dinăuntru. Aveți toate slide-ele pe LinkedIn-ul meu. Tot. Cu textul. Tot. De la A la Z. Ok, practicăm câteva minute. Vă rog să vă întoarceți unul la altul. În perechi. Ok? Când un partener. Ok, asta e răspunsul bun. Vă rog să vă întoarceți unul la altul și să practicăm. Unul spune o poveste de un
de un conflict. Ok? Și celălaltul nu mai întreabă. Dar îl întreabă așa că în 3 minute se rezolva conflictul. Domnule, veniți aici. Vă spun o dilemă. Ok? Și voi trebuie să mă ajutați să ajung la o concluzie, la un rezultat, dar puteți numai să mă întrebări. Ok? Ar trebui să mai facem foarte multe cumpărări, dar nu mai avem bani și nu mai avem timp. Și într-o zi, o zi și jumate, plecăm la Israel și soția mea și eu avem o discuție neplăcută ce facem acum. Dumneavoastră, ce vă doriți de la soția dumneavoastră în legătură cu asta? Să mă iubește, să mă lasă în pace. Dumneavoastră, cum vedeți soluția din perspectiva dumneavoastră? Mai n-am văzut nimic, că nu știu. Nu știu de ce, deloc. Până la urmă, comunicarea se reduce la ce vrei tu de la celălalt și ce vrea celălalt de la tine. Până la urmă, dumneavoastră, ce vă doriți de la dânsa în cazul ăsta? Vreau să facă ce spun eu. Eu, când eu am spus, nu știu care este soluția, pot să întreb și dacă ai ști ce ar fi soluția, sau pot să spui, dacă tu ai trebuit să-mi dai consiliu, ce m-ai sugesta? Ce-și dorește dânsa de la dumneavoastră? Vrea să mă comportez frumos. Ce anume înseamnă asta? Cea că se face în ce ea. Ați înțeles? Ok. Practicați. Mulțumesc frumos. Pentru ajutorul dumneavoastră, aici sunt reglele. Ok? Se permite rezolvarea conflictului doar prin întrebări deschise, numai deschise, nu da și nu, fără convingere, fără judecată, până când clientul ajunge la o soluție. Înțeleg? Ok. 4 minute. După asta schimbăm. Cineva poate să ne spune despre un rezultat. Ok.
Ok, încercăm. Încă 2-3 minute să și terminăm. Vă rog să vă întreb. Încă 2-3 minute. Am terminat. Cineva vrea să împărtășeze un rezultat? Nimeni. Elev foarte bun, Florica. Cum s-a simțit persoana ajutată? S-a simțit împuternicită? S-a simțit neîmputernicită? Cum s-a simțit cel care a ajutat? Dacă a ajutat cu întrebări deschise, trebuie să se simte bine, pentru că el poate să vadă, poate să vede procesul de gândire, procesul de avansare la cealaltă parte. Ok? Gata? Și vă rugăm, acolo unde v-ați înscris și ați semnat la intrare, tot acolo vă veți găsi diplomele în ordinea listelor pe care dumneavoastră le-ați semnat. Vă dorim tuturor vacanță plăcută. Nu vă grăbiți, nu vă înghesuiți că mai este lume. Încet, încet și fiecare dintre dumneavoastră va primi acel certificat.